Da, bun, suntem cu Whiplash-ul, mergem către Hot Drop, adică către Junk Junction. Mi se pare puțin weird, fiindcă... No, mi se pare mult mai normal să fie Hot Drop-urile în direcția Basului. Adică dacă Basul este cum, e, cum a fost acum în cealaltă parte de hartă, să nu-mi dea Hot Drop în Junk Junction. Adică nu are sens. Până aterizez eu la Hot Drop, da, unde, mamă, Hot Drop, nebunie, mulți player, loot bun, teoretic, da? Până aterizez eu, să vezi că rămân sub 80 de player, sub 7, poate rămân 70 de player până aterizez eu. Nu mi se pare... Pont, nu mi se pare ok. Sunt oameni care vin la Hot Drop într-adevăr, adică totuși și Hot Drop până la urmă e normal, dar să fie în cealaltă parte de hartă mi se pare ciudat, adică parcă împotriva scopului Hot Drop-urilor, nu? Hot Drop-ul e tot ideea, e random, da? Vai, dar ce sus sunt. Oh, mă, aș putea să mă duc direct pe un Hot Drop și să-l iau. Salut. Hai pe Hot Drop, hai pe Hot Drop, hai pe Hot Drop. Hei! Mamă, ce cu schemă l-am bătut pe asta, am căzut pe cauciuc și... Fai de mine! Săracu, când mă gândesc că ăsta a zburat 1700 de metri, că atât era distanța inițială, 1700 de metri, ca să vină până aici să moară înainte să-și ia armă. E puțin tristuț. Hei, bună! Ok, mulțumesc! I appreciate it, chat! Știți că am eu... Am început, cred că de vreo două ori seria asta, în care am zis că vreau să fac cu fiecare skin din joc, da? Spuneți-mi voi, în clipul următor, cu ce skin să mă joc. Eu o să mă uit prin comentarii și o să aleg un skin pe care l-am. În timp o să cumpăr și restul skin-urilor, cel puțin asta e planul. Da, și îmi ziceți voi, bă, să care joacă-te cu skin-ul X sau Y, da? Și eu îl iau, postez comentariul, da, vi-l arăt pe video ca să vedeți că, bă, Ionel sau Alin sau Alina sau Marcel o zis, Scaro, joacă-te cu Black Knight sau cu ce skin vreți voi. Da? Să vă demonstrez că voi l-ați ales, cum ar veni. Bine, probabil o să fie o grămadă de... O să fie vreo 2-3 skin-uri pe care o să le voteze mai toată lumea, cel mai probabil, dar... Aș putea să fac, de exemplu, aș putea să fac după aia poll pe comunitate, să vă întreb, băi, care din astea 3 skin-uri cele mai populare alese de voi să fie în următorul clip, de exemplu, sau... I don't know, vedem noi cum facem. Lăsați voi în comentariu, spuneți-mi cu ce skin... Și nu uitați și de lichiu, dacă dați atenție acolo la secțiunea de comentarii, că lichiurile sunt foarte bune, știți foarte bine. Să beau asta sau nu, chat? Ce ziceți? Eu zic să nu. Nu l-aș bea, fiindcă sunt drone și e șansa să-mi dea Chuck Jug sau miniuri, nu? Sau două biguri și atunci beau cu două biguri. Sau dacă mor cu două biguri mă întristez, așa că hai să-l beau mai bine. După meciul ăsta, chat, exact cum băga asta în ea big shield-urile alea, așa mă duc și o să bag ceva licoare magică antirăceală, că văd că vrea să mă viziteze ceva răceală și eu parcă nu aș primi musafir pe la ora asta, în perioada asta anului mai ales. Că vine căldura și eu răcesc, eu cu nasul acolo înfundat. E puțin ciudat că e numai un player a fost aici până acum. Mie mi se pare puțin weird. Hai să dăm dronele astea jos. Pam, 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 pam. Am zis hai să-mi încerc și eu Bloom-ul puțin, să văd dacă e cu mine sau sal. O zis Bloom-ul sal. De partea asta din junk? Nu știam. Nu e așa că e nouă partea asta. Nu prea vizitez eu junk cu cei drept, dar mai vedeam așa din când în când. Dar nu mi-amintesc de partea asta, faci destul de frumușel material aici, uite cât lemn am făcut. Bă, stai, ăla din Tilted, bă! Cât de tare și ce bulan am cam zona. Bă, cât de tare e chestia aia din Tilted. Dar hai că mi-au redeploy, fiindcă... E ceasul ăla, e turnul, e cu totul aici, tot turnul din Tilted, ori zis, bă... Noi îl ducem așa, întreg, cum e el, îl ducem aici, mamă, și înăuntru e loot? E Clock Tower-ul din Tilted. Cât de tare e chestia asta, nu știam. Bă, nu știu de cât timp e asta aici, dacă a fost o sezonă sau nu, dar mi se pare genială treaba. Adică nu știu, mi se pare așa cute. Hai să ne jucăm fără SMG. Să vedem dacă ne iese schema. Și ăsta e mobilierul de prin Tilted, cred. Salutare. Pat, bum, bum, bibliotecă. Arma asta, joc cu ea doar dacă am SMG. Fără SMG nu pot să mă joc cu arma aia. Drăguță zonă, hai să mai luăm și niște paleți. Pot pe aici? Bineînțeles că nu pot. Whiplash, cum am zis, chat, nu uitați. Lăsați-mi un comentariu cu un skin. Nu uitați, dați un like, un share. Mi s-a părut că am văzut un glider. Un like, un share. Și dacă vreți să mă ajutați extrem de mult, puteți să băgați și codul Scaro în item shop. Aș aprecia enorm să facem 1000 de oameni pe... 1000 de suporteri, pardon. Eu zic că putem super lejer, înainte am fost mult mai mulți de atât. Hai să luăm un skate, să încercăm să dăm un no scope de pe skate.
Cât de drăguț ar fi? Ar fi marfă. Hai să încercăm. Da, bun, 15. Hai, am plecat. Oh, hai până la the block. Poate mai e cineva. Nu știu dacă o sări cineva la the block, dar who knows. Hai să vedem. Văd chest, redeploy. Jumpe, deci o sări lume pe aici. Din moment ce ai pus jumpe, nu? Sau? Bă, what? Voi știați de chestia asta, că eu nu. Uite un jump pe sus, nice, îl vreau și un big shield, ăsta nu-l vreau. Deci dacă te bagi cu skate-ul într-un jump pad, te sare automat, eu chiar nu știam de schema asta. O fi nouă? N-am nicio idee, nu cred că am încercat vreodată, sincer. Și cu bilă, dacă te bagi, ce se întâmplă într-un jump pad? Te aruncă cu tot cu bilă? Te scoate din bilă? Destule cu... What? Lag? Bă, da, am un bulan la shield-uri acum. Am jucat, nu exagerez, chat, am vrut să fac niște challenge-uri și am jucat, cred că vreo 9 meciuri înainte de meciul ăsta. Cam așa, cam 9 meciuri, nu mi-a ieșit nimic. Am vrut să fac challenge cu arma nouă numai, cu SMG-ul acela, și am vrut să fac challenge și cu combat rifle, SMG, nu știu ce-o fi. Arma aia cealaltă nouă, gen, știi? Și nu mi-a ieșit nici cum, ori nu găseam armele, ori aveam extrem de mare ghinion la loot. Și acum când zic, bă, hai să-i dau un match normal, de așa numai, de plictiseală, să zicem, să-mi revin cu moralul, găsesc shield-uri pentru un squad întreg. Pot să urc cu asta, oare? Hai, tinere, să încercăm un nou scop, corect. Băi, ce acțiune pe aici. Uite, îl pun cu Bila. Salut, prietenaș. Hei, unde te duci? O 19 falling damage. Hai să dăm no scope. Unde te duci? Cred că mai sunt player aici. Hei, de ce dai așa? Hai, ieși de acolo sau sal? Dude, come on, man. Bă! Cam porcos ăsta. Așa am eu impresia, că era cam porcos. Oh, nu. Și de unde dădea unul din spate? Ce faci, mă? Mă! Hai, mă, ai sniper ceva, please. Bă, dar nu pleca acum. Bă, dar tu te-ai oprit cea cu pleci? Păi da, noi să mai fim frecin cu tine. I-am distrus aia, nu? No, bun, no scope. Pentru cât e ăla de porc, trebuie să încercăm no scope neapărat. Bă. Fai, dar nu intră, frate, bloom-ul meu nu-i bun. Bă, dar nu mai da cu dealea. Porcule. Acolo stai. Hai că te bat și plec. Unde ești? Haide, mă, nu muri în zonă. Mă. Mă! El și-a pus campfire, frate. Eu zic că, bă, eu mai stau un pic. Nu bine, mă. I-am dat un oscu, dar eu zic că mai stau acolo un pic. Nu bine, frate. Ce pus? Pot? Aud un skate. Unde fugi, mă? Nu. No. Ăla presupun că a murit în zonă, nu? Sau? Dar nu știu ce fug toți. Unde te fug toți? Eu vreau să văd dacă moare la în zonă sau nu. Asta e curiozitatea mea. Bă, ce se întâmplă? Ce-i cu meciul ăsta? Ăsta e cel mai ciudat meci pe care l-am jucat până acum, cred. Bă, frate, toată lumea fuge. E un player aici.
Stai bă să-mi dau un shield. Ah, nu mi-ai dat damage, ok. Chiar credeam că mi-a dat mult damage. Că vreau să-i dau... Bun. Cum era să-l fi nimerit pe ăla? Era super tare, zic eu. Eu tot așteptam să facă ceva, să tragă, să ceva. Era să-mi las deploy-ul, dar nu-i bine, că dacă mă dau ăștia jos, o să-l am în inventar. Bun, acum e ok. Băi, dar ăștia nu sunt normali, mă. Toată lumea fuge. Băi, prietenii. Cred că eu nu cus... Vreau un osco. Hai, bă, vreau un osco. Urcă, 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 să-ți dau din aer. Dude, no scope vreau. Deci, efectiv, ăștia nu au treabă cu mine, frate. Eu zis, bă, mana mea, eu mă plin cu skate-ul. Ăla și-a pus campfire, ăla cred că încă e în zonă cu campfire-ul. N-are el treabă. Uai, l-am o speriat. Dude, îmi dai cu emoții. Nu, nu pot să stau așa să trag. Sunt prea mulți, am auzit sniper-ul și nu e ok. Eu mă prostesc. Era normal. Bă, da, ești porc, mă. Da, păi doar la banană. Păi și tu numai după mine dai că vin, nu? Dacă tu mă chemi, eu vin la tine. A, zona e la mine. Măi, Leo, zona e aici. O, spar jump-ul, ăla are sniper. Trage în mine? S-au rupt sniperii pe mine, gata șmecheria. Câți mai sunt? A, ăștia sunt ultimii doi, mai sunt doi sniper practic. Și asta e tot. Nu bine. Oh, un hit mai trebuie să-i dau. Leu! Bă, nebunule! Am vrut să-l fac cu chestia aia. Bă, tu să nu mă nimerești. Bă, dar asta de sub mine, în mine o să dea. Uite-te și tu cât e de retardat. Hai că-ți dau și ție din aer. Mai chestii, mă, mai gloanțe și de-alea. Nu gloanțe, cum zice, shield-uri. Interesant cum se pune ei, mă, pe mine, nu înțeleg. Adică, după ce i-am dat și eu damage, și el damage, eu zic, bă, bine, eu nu mai dau în ăștia. Oh, hai să-i stresez un pic. Tipule, prieten drag, unde ești? Hey! Ok, e bine că nu a fost încărcat asta. Uite-l și pe ăla cu foc, bă, fără foc. Gata, mă! N-aveam chef să mai stric atâtea materiale.
Că nu prea mai am nu de alta. Nici mă că și-o sări după mine, hai după mine, hai. O, oh, la mine. Alo? Aaaa? N-a murit? Mă! Sunt în zonă, nu sunt în zonă. Vreau să încerc eu. No scopuri, mă. Bă, dar greu se încarcă asta. Oh, no scope. Hai, mă. Oh. Hai, mă, că vreau no scope. Trebuie să terminăm cu no scope. Oh my god. Trebuie, adică dacă e final de asta cu puține kill-uri și nu se termină cu no scope, îi e extrem de trist. Hai să-i dăm manele. Ăla-i. Niște manele cu whiplash. A, da. E important încă o chestie. Să-mi spuneți ce emote să dăm la final la Victory Royale cu skin-ul ales de voi. Puneți skin-ul și emote-ul. Ok? E foarte important, zic eu. 4 kill-uri amărâte. Adică nu. 4 kill-uri foarte puternice. Extrem de dificil meciul. Toată lumea fugea în toate părțile. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu meciul ăsta. Dar, na. Na. A mers cumva. Asta a fost tot chat. Nu uitați să lăsați un like dacă vreți să mă ajutați. Am deblocat-o și pe Roxy. Să aveți o zi super faină și noi ne vedem data viitoare. Bye bye.